Ai ce ai sunt din la mă? Ușoară. Sunt vreo doi. Sunt vreo 10, nu e. Dar are mult. Florin, dacă prinzi ușoară o așa, îl dai mie. Îi dau drumul, mă, cum să-l dau ție așa mic, mă? Uite-l ai. Le luați? Da, mare? Da. Mare? Noi mare. Ce nu mare nu ca asta? Ți-am zis că este bun. Îl iai cu ăsta. Ia, Florin! O să nici eu. Ia, ești nebun. Dă-l acasă pe ăsta. Ți-am zis că este... Unde să-l duc acasă? Mă, dar nu vezi că nu-i nu știu ce, e chiar mic. Du-l, Florin. Nici e fain. Hai să facem o poză de asta. Fui. Te ajut? Da, că mă descurc. Sau vrei să-mi faci o poză? Na, te descurci, așa-i? Mhm. Stai așa să-l prind cumva pe... pe Big Idiu. Ăștia încă-s negri, mă. Hai aici, fă-mi lângă apă. Așa, cu part, în partea asta. Să-mi fac mai departe, eu? Hai aici, aproape-te de mine. Bine. E bine. Ăsta e fain? E superb, bestial. Ăsta e strapul. Eu așa ceva nu iau acasă. Uite, mă, dar ce vrei să faci cu el, mă? Stai amărât rău. Stai că-l iau. Asta mi-o fi dat, că pe portocaliu văd că o dat. La culoare de... Ce ți-a zis că este unul pe aici? Da, păi... M-am gândit și eu. Dar ce joare? Asta să le fie rețet astăzi. La peste? Da. Hai să mai am să vedem și dincolo. Încercăm și în celălalt loc. Ce faci, Roxy? Nu, te bag în saună. Ai vrea să te bagi un pic, eh? Nu știu, dar pe aia și-a fost ăsta ce mi-a dat acei. Cam nu mai găsesc agățătură sau altceva, asta e să verificăm un picuț. Aici, pe codă. Unde te codă? Aici, aici, și aici, și aici. A fost mare, poate. Poate că a fost mai sănătos. Bă, nu știu. Merge aici. Mai rămâi încolo, nu? Dar nu stăm pe loc. Până ce nu vedem exact care-i ștouul. Hai, mă! Trage, că te simt acolo la capăt. Știu că ești pe acolo. Nu-i numai. Să uită la ea. Oh, gata, știu unde e, nu trebuie să-l mai caut. Fii atent. Mă gândesc că am văzut aici ceva val din ăla specific cum face șalăul. Șalăul ăla se prinde în produs. Atunci. Pe poate ăla îl prind, că dar de aici mi-a dat. De unde de? Ei, bine ar fi. Hai, bătrâni. Hai, bătrânii, poate atât de mare, acolo e coda, de fapt, unde ieșea valurile și capul în partea alaltă, fii atent numai. Dar poți să-l scoți așa cum ar fi? Bă, lasă, tragă numai, prietă, că îmi fac eu griji dacă pot.
Cristo. Uite-l-ai. Dă-mi, dă-mi șaleu. Ba da, șaleu. Dă-mi-l. Bă, ce mic e ăsta, bă. Dă-mi-l. Dar ce vrei să faci cu el? N-ai ce să faci cu ăsta atâta, mă. Da. Fac și la asta poză. Hai să facem o poză, cum? Dacă e așa de... Hai, să eu. Da. Hai, ia aici. Ui, aici. Deci s-am zis că am văzut acolo ceva... Ăla mic, am aici, cum ți-am zis. Ceva urme de șalău. Aici, așa. Hai mai aproape un pic, să vadă și peștișorul. Așa. Ai făcut? E bun. E perfect. Na, vrei să-i dai tu drumul, ai zis, nu? Eliberează-l tu. Bun. Ai văzut, dar ți-am zis că am văzut aici ceva. Da, ți-am zis că am văzut acolo ceva. Da, am văzut că s-au ridicat valurile alea așa cum dă el din aripioare, știi, când atacă, când se mișcă. I-o trăda poziția. Și direct la vecină. La cine, mă? Și tu ai făcut hât? Hât, Johnule, direct. Mă urmează acum oricum un weekend de poveste. Trei lacuri o să fie. Astăzi am venit aici la Mărtinești, am schimbat ordinea. Mâine mă duc la Săcălaia și duminică, nu știu, Pățaga, Suat, vedem. Aici am venit. Da, povești. Au crezut bine. Poate prins un șoară, că atunci ai. Câte kg au vrut la Florin? 5 kg, 200. Mamă, ce animal. Go big or go home. Da, păi așa am zis eu de dimineață, go big or go home, dar uite că... Până la urmă, până la urmă de când se duc acasă am ajuns că totuși o să dau și cu mic. Hai acum. Da, downsize. Ca să mă obișnuiesc, știu ca să-mi dea primul țac. Bineînțeles, a doua zi, Săcălaia, se știe. Nu știu ca ce face. Vedeți acum numai când îmi dă o dată. O dată ca niciodată. Direct în taie strunei fluorocarbon. Ca și atunci, ca anul trecut. Mamă, ce nervi mi-am luat. Aia ar fi fost cea mai mare, știu, ca vieții mele. Cel mai probabil. Să pun și putea, câte... Merem așa în derivă. Da, de ce nu? Mă dau cu bățul de 3.14. Senzații tari. Opa! Aha. Să vezi tu că mai am coadă. Fii atent. Ba, mai am. Nu mai vezi? A fost. Ne simți tamică. Mai că se deja dresate, cred că cât e gumii au văzut. Da, ok, atâta. Nici oricum te dăm. Uite, mai. Pe cădere. Mie nu e imensă. Dar lui, felicitări. Dar ce trebuie? Pe 3.14. Pe 3.14. Asta e. Bravo. Catch and release, direct. Da. Îți dai seama de pica în barcă, tot făceam varză. Mai bine așa.
Ah. Da. Da, mă. Asta cred că Fobiban. Mi-a luat pe cădere. Da. Poate mai e pe acolo dornic. Bă, ți-am scos somnul ăla de 10. Cum ar fi să mai îndea unul acum? Nu știu dacă mai rezistă. L-am trecut pe multe războaie. Uite-l mai. Ioi, ioi, ioi. Știucuță, zici tu la asta? Tot pe ultralight. Hai că stai frumușică. Stai de poză. Dacă o scot. Bă, dar ce nervoasă-i. Am un jig foarte mic. Este rând? În principiu cred că mă descurc. Gata. Bravo. Uite, hai. Stai mai ok. Asta e depozat. Well done. Vezi? Și acum ar fi mers live-ul. Acum eliberarea. E frumusica asta, are peste 40 sigur. Da. E frumoasă. Dus. Tot acolo s-a băgat. Bun. A început e ok. Până acum nu m-am pregătit. Mi-am tot făcut jiguri și jigulețe. Deci să prindem bineînțeles și o roșioară, o babușcă, ceva pentru somn, că avem doar 3 caraș, cu aia nu facem treabă. Să vedem. E un băț aiurea, eu când pescuiesc la pută pentru pești din ăștia de pescuit la răpitor, chiar nu mă interesează. Și oricum, în general, n-am băț de plută, că nu pescuiesc. Nu mai obișnuiesc. Când eram copil, pescuiam. Păi m-am răzgândit. Că pluta nu mai îmi prezintă așa mult interes. Hăba. Bine, asta e cam mică. Asta nu cred că facem treabă. La vierme pescuim. Uite că vin două mari. Mă rog, mai mari. Trebuie să prind câteva din alea mari, să fiu sigur că ne ajung, că pe întuneric nu mai le prindem. Asta e, perfectă. Stai. Astea care sunt mari le punem separat, că nu vreau să se rănească prea mult, să fie active pe montura de plută. Uite, uite ce babușcă mare o vezi? Da. Nu ai de la suprafață, mai e la fund, să era aia de care zic eu.
Uite, acum eu pun în față. Da, da, și-o luat asta mică. Sigur că da. E distracție așa la miaz când e mega cald, cu roșioare, bibănei și babuști. Merge. Ia cum s-a pus liberul acolo pe Pluto. Uite ce-am prins. Zic că e prea mare cârligul, așa-i? Ia, Iliuță. Vorba ta. Dar m-a umplut de shit pe mâini. Fii atent, mă, ce trage, mă. Hai. Dă-mă acolo după colț. Cam mică. Cred că va trebui să schimb viermii. Tot aleasă. Iau aici, plaur. Imens. Mai un pic și ajunge astfel față. Aici pare un pic mai adânc, s-ar putea să stea ceva. Aici un pic mai adânc, s-ar putea să stea ceva. Asta a fost shadow acrobat. Uite, mai mă, mi-a dat pe șadul acrobat. Lasă-l liniștit, că e ok. A, pe miciogu. Ți-a zis că așa se va întâmpla. Hai că o scop pe partea asta altă. Nu-mi place pe aici. Sbețele acolo. Aici, mititico. Nervoasă, a? Ce fain s-a agățat, se vede fain shadow. Hai. Opa. Vezi, noroc că ia pe barcă. Că altfel acum era franjuri. Bun, așa. Hai să eliberăm. Hai, revinu-ți. Așa. Băi. Așa. Păi simt că o să urmeze o plecare din aia explozivă. Încetuți. O să mai grăbea și nicăieri. Super. Tot damurile, sigur. Încă cu acrobație a fost asta. Am dat-o pe după creangă. Mi s-a agățat. Am jucat așa deasupra apei și mă gândeam, zic, bă, cum ar fi, cum am tot jucat așa pe apă, să fie tatu, știu că de-aia, știi? Am încât sare să-mi dea aia și m-am, bum! Ce să fie pretențioase. Și o ară foarte bună de când și eu.
Eu fac pare cu tine că mai prind. Oi. Vezi? Ai văzut-o când s-a dat? Da. Dar crezi că e mai mare, că s-a văzut mațălucirea. Bă, asta are deja pește, ne uite ce burtică are. Una mică. Bă, la asta nu-i mai fac poză. N-are sens. Uite că abia am agățat-o ea. Hâț. Super. Văzut-o? Am văzut-o, da. Păi așa. Să filmăm cum trebuie eliberarea monstrului. Deci întotdeauna prind câte una de asta mică din locul ăsta. Dar întotdeauna e efectiv. Dar mi-a dat faină. Vine să și simte tare bătuse 3-14. Mai ales dacă și vezi. Da, am văzut așa, știi cum s-a întors și-a luat-o. Bă, auzi. Nu vrei să ne punem acinea undeva un pic la somn? La somn? Eh. Am la ora asta. Am așa un feeling. Să mai putem, da. Putem să dăm la încontrarea, știu că. Cum vrei tu. Mie mi-e egal. Lasă-o, numără, 1, 2. Nu, nu, nu întinde firul. Lasă să întinde aia. Dă-i. Am știut. Bravo, Eliuță. Somn? Știu că Ana, așa-i? Hai să vedem. Știu că, știu că. Bă, ai prins-o. Da. Prima ta știu că pe ziua de azi. La montura de somn, sigur că da. Eu fost pe zona. Vezi, dacă te-am prins roșioare câteva ore, măcar recuperăm știuciule. A, îi place și la astea cu gălăgie, vezi? Da, treabă. Vezi? La fix. Dacă îi dădeai din prima, nu agăteai deloc. Exact în colțul gurii. Îți dai seama? Da, nu zic că se vede. Super tare. Așa. Gata. Aici, frățică. E ready to go. Bine că nu a înghițit. S-a dus. Da, e ok. N-are ce să aibă. Trezi aici lângă gălăgie, lângă oameni care fac baie. Simbioza e perfectă.